Bună ziua, dragi cititori Herald, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise, de data aceasta în cadrul unei noi campanii online desfășurată pe site-ul editurii Herald și de asemenea pe pagina oficială de Facebook a editurii. Creștem și învățăm împreună cum să gestionăm teama de eșec. Astăzi este alături de noi Andreea Puiu, profesor ciclu primar la școala Pia Brătianu, studentă momentan la Facultatea de Psihologie, deci viitor psihoterapeut, doctorand pedagogia fericirii și de asemenea inițiatoarea campaniei Cartea de pe Catedră. Astăzi vă prezentăm o carte frumoasă în cadrul acestei campanii. Este vorba despre cartea Mindfulness pentru profesori de Patricia Jennings, Cum să obții armonie și productivitate în clasă. Și ne vom referi la partea aceasta de eșec, succes în viață, în relațiile de cuplu, de asemenea la școală, pentru faptul că suntem învățați încă din copilărie să fim competitivi, să avem un spirit competitiv. Așa cum spuneam, același lucru probabil că îl facem și noi cu copiii noștri. Ne dorim de la ei rezultate cât mai bune la școală. Apoi, bineînțeles că ne dorim de la noi rezultate bune în activitatea socioprofesională. Felul în care noi ne raportăm la succes, fără să știm cum ar trebui de fapt să gestionăm și eșecul sau teama de eșec, ce facem până la urmă cu așteptările noastre, cât sunt ele de realiste. Oare vom fi judecați? Ce va spune lumea despre eșecurile noastre sau ale copiilor noștri? Merită să încercăm și să reluăm de fiecare dată, să fim cumva perseverenți, consecvenți, persuasivi și să nu ne lăsăm afectați de consecințele eșecului. Cu siguranță această mentalitate, cum spuneam, noi o transmitem și copiilor noștri și încercăm cumva să aflăm aceste lucruri de la invitații noștri speciali, că vorbim despre psihologi, psihoterapeuți, iată, cadre didactice, coach sau trainer. Așadar, Andreea, pornind de la subiectul cărții Mindfulness pentru profesori, cum să obținem armonie și productivitate în clasă, la ora de curs, cum putem face în așa fel încât să învățăm pe cei mici, să învățăm pe copii, pe elevi, iată, cum să gestioneze eșecul. Faptul că eșecul până la urmă face parte din viață, este ceva firesc și de fapt fiecare eșec este o experiență de viață, o lecție de viață din care copiii ar trebui să învețe, da? Și asta cumva să îi mobilizeze, să-i facă să fie probabil mai motivați să încerce, cum spuneam puțin mai devreme, să fie mai consecvenți, mai persuasivi, pentru că la un moment dat, în urma eforturilor, bineînțeles, succesul va veni cu siguranță. Sorin, îmi place că tu ai acest obicei de a face povești și cumva ai spus povestea eșecului, așa cum ne irigă de foarte multe ori viața, fiind o experiență de viață, și cum putem noi să ne poziționăm în calitate de părinți, în calitate de profesori, când suntem umăr la umăr cu copilul, cum ne putem poziționa față de eșec și cum putem să valorificăm acele consecințe, astfel încât să conștientizăm faptul că în aceeași casă pot să locuiască și succesul și eșecul, pentru că ele sunt mult mai întrepătrunse decât am reușit noi până acum să le arătăm copiilor, împărțind totul în niște categorii. Până la urmă, evoluția înseamnă mai mult decât câteva trepte. Noi le prezentăm copiilor locul 1, locul 2, locul 3, când de fapt evoluția înseamnă mai multe trepte și este foarte important noi să devenim creatori de trepte, astfel încât să putem să trecem de la un moment la altul mult mai ușor. Ai mai menționat un cuvânt cheie, mentalitate, și într-adevăr, mentalitatea învingătorului presupune dezvoltarea unor abilități, astfel încât atunci când este față în față cu eșecul, să nu consideră că este o definiție de sine, ci că este numai un moment, numai o treaptă din ceea ce vrea să realizeze. Putem să punem în școală eșecul în relație cu foarte multe alte concepte. Tu ai menționat competiția.
De foarte multe ori, această competiție, din păcate, este dusă și în cuplu, în loc să se recunoască diferențele, să se recunoască unicitatea. De foarte multe ori, relațiile sunt transformate în niște spații de competiție, ceea ce determină risipirea echipei de care vorbeai tu, pentru că este foarte important să avem mai multe perspective atunci când analizăm o situație. Tocmai pentru că acest eșec a fost pus atât de mult în prim plan, apare sindromul impostorului chiar de la vârstele foarte mici, când copiii nu reușesc să se bucure de succesele pe care le au, tocmai pentru că au acest sentiment că nu le aparține întru totul această victorie. De aceea, de multe ori, evită să mai parcurgă drumul până la capăt pentru a experimenta succesul. Așa cum ai spus și tu, apare această teamă de succes, tocmai pentru că există teama de eșec. Atunci când vom deveni mai blânzi cu noi, atât ca profesori, când vom fi mai blânzi în discuțiile pe care le avem cu copiii, eșecul va fi o simplă treaptă, așa cum am discutat. Întrucât de foarte multe ori eșecul vine la pachet cu respingerea sau cu critica sau cu un perfecționist foarte înalt, este foarte, foarte util părinții și profesorii să fie atenți la aceste nuanțe pe care copilul are nevoie să le cunoască și să înțeleagă faptul că eșecul este o încercare, este o variantă de acțiune și, mergând mai departe de acest lucru, să se propună anumite modele de valorificare a eșecului. Pentru că cartea pe care tu ai menționat-o și pe care eu am tot purtat-o, cumva este cartea de pe catedra mea, Mindfulness pentru profesori, se vorbește de tiparele emoționale și sunt foarte multe persoane care în cadrul acestor tipare cad foarte repede în capcana eșecului, adică experimentează eșecul ca și cum ar rata foarte multe trenuri în condițiile în care viața îți oferă foarte multe oportunități și îți oferă tocmai multe șanse după eșecul pe care îl înregistrezi. Și atunci, când ești față în față cu eșecul, este foarte important să-ți folosești inteligența emoțională pe care o ai. Cu siguranță noi construim aceste moduri de a întâmpina eșecul, construim aceste lucruri în clasă, discutând cu copiii, stabilind ce aduce o anumită situație, cum se poate continua în situația în care nu ajungem să atingem standardele pe care ni le propunem. Din nou, părinții și profesorii sunt creatori de standarde. Eu sper să nu fie creatori de standarde nerealiste, pentru că atunci ceea ce ar trebui să fie o bucurie pentru copii devine un chin, devine un efort continuu, când ei nu știu să-și iau o pauză sau nu știu când să-și exprime sentimentele sau nu știu cum să transforme aceste emoții care însoțesc eșecul în niște motoare de acțiune. Pentru că și tu ai subliniat că e foarte important să știm cum să trecem la acțiune atunci când suntem într-o situație în care nu ne-am atins obiectivul. Cum putem totuși să construim alt traseu astfel încât totuși să ne atingem obiectivele? Pentru că în felul acesta demonstrăm și bogăția noastră psihologică. Cum reușim să reîncadrăm o anumită situație astfel încât ea să ne ofere resurse pentru a merge mai departe, pentru a fi poate neconvențional sau pentru a face un lucru mai presus de ceea ce ne-am imaginat inițial. Pentru că în momentul în care ai o mentalitate rigidă, mergi cumva pe șabloane. Iar puterea noastră de profesori este de a-l arăta copilor care este puterea lor personală și de a-i susține să se simtă autentici, să simtă că pot să se reinventeze. Cred că această capacitate de reinventare diluează eșecul și poate că școlile ar trebui să aibă curajul să pună în lumină și vulnerabilitatea, începând de la modul în care profesorul poate să își împărtășească anumite experiențe de învățare, să existe discuții pe anumite teme cu copii. Eu chiar aș inventa ca profesor un opțional despre eșec și modul în care el poate să fie un teren foarte
fertil de a găsi soluții. Adică eșecul, în loc să reprezintă un blocaj, să reprezintă un punct în care generăm foarte multe soluții, să încercăm aceste soluții, să le trăim și apoi să vedem care este cea mai potrivită pentru a continua un anumit drum. Cu siguranță mă gândesc că părinții și profesorii, cadrele didactice, ar trebui să formeze o echipă. Pentru că de cele mai multe ori, și sunt convins că tu ai întâlnit în activitatea ta profesională situații de genul acesta în care pe copil era pusă un soi de presiune. Ori această presiune venea din partea părinților, apropo de competitivitate și de rezultate cât mai bune, cât mai mari note, cât mai mari la școală, sau această presiune venea din partea profesorului, din partea cadrului didactic, poate pe ideea, hai că poți mai mult, eu știu că ești deștept și poți mai mult, da? Deci ori dintr-o parte, ori dintr-alta, ori pur și simplu, și din partea părinților și din partea profesorilor, repet, venea o presiune foarte mare pe copil. Care ar trebui să fie tipologia profesorului, a cadrului didactic și inclusiv cea a părintelui, în așa fel încât copilul să fie tot timpul motivat și orientat într-adevăr spre succes, dar să nu facă o dramă din eșec. Da? Să nu facă o dramă, o tragedie din faptul că a picat un examen sau a luat o notă proastă, da? Să aibă această sau să îi se insufle această capacitate de motivare, de a se mobiliza, da? Și de a încerca, bineînțeles, să mai dea examen sau să-și corecteze nota pe care o luase anterior. Presiunea poate fi o moștenire de familie, atâta timp cât profesorul sau părintele au experimentat presiunea, apare această moștenire și de la o generație la alta în ceea ce privește școala sau o moștenire de familie în ceea ce privește părinții. Și atunci părinții nu știu cum să își ofere această blândețe care este foarte necesară atunci când traversăm mai multe etape în viață. Pentru că până la urmă eșecul poate fi privit și ca un prag de trecere de la o etapă la alta, un prag care cere poate o altă privire asupra situației sau alte abilități sau cumva acea reinventare de care vorbeam. În școli, cu siguranță există această presiune pentru că nu s-a exersat suficient de mult dialogul acesta constructiv prin care copiii să își vorbească altfel, să utilizeze limbajul fericirii. Și atunci apariția acestei decodificări a eșecului în școală și acasă determină o calitate redusă a vieții școlare sau a vieții de familie. La editura Herald mai este și cartea Mindfulness pentru părinți, care se referă la această calitate a vieții pe lângă Mindfulness pentru profesori. Și cred că putem să intervenim foarte frumos în clasă sau acasă, prin aceste discuții cu copiii, prin exersarea unor scenarii, ce se întâmplă dacă, ce simți atunci când. Jocul ajută foarte mult astfel încât să avem o atitudine jucăușă și când ne întâlnim cu eșecul, întrucât spuneai tu de acele examene importante și dacă este să facem linia vieții noastre de părinți, linia vieții noastre de profesori, linia vieții școlare a elevului, putem să vedem pe ce punem noi preț. Eu sper că se pune preț din ce în ce mai mult pe amintirile de studiu care le arată copiilor cum pot să fie mândri de ei, cum pot să depășească o situație problematică, cum pot să aibă mai multe pălării gânditoare, cum pot să aibă și pălăria galbenă sau pălăria verde legată de generarea de soluții sau cum pot să folosească pălăria neagră legată de riscuri, cum să calculeze riscurile. Și atunci, dacă noi vedem că nu trebuie să stăm fix în bancă, că există mai multe scaune pe care ne putem așeza și să privim situația, atunci pentru copii aceste exerciții de analiza unui eșec pot să se transforme în exerciții de fericire. Deci este foarte important modul în care discutăm despre eșec cu copiii și cum le arătăm noi, profesorii și părinții, că se poate traversa un eșec. Ce facem noi cu eșecul?
cum poate eșecul să fie întors în favoarea noastră. Pentru că, până la urmă, noi suntem precum niște copaci care înfruntăm vremea. Până la urmă, nu suntem atât de impresionați de vreme. Până la urmă, eșecul este un anumit tip de vreme în viața noastră și noi este important să fim pregătiți. Când te pregătești pentru vremea rece și ai anumite haine mai groase, așa putem să îi ajutăm pe copii să fie pregătiți pentru aceste momente. În primul rând, să știe cine sunt ei. Faptul că ei sunt iubiți acasă, faptul că au un sprijin, faptul că nu se vor întâlni cu o critică nemiloasă atunci când ne vor povesti situațiile prin care trec și în felul acesta și ei vor deveni un suport pentru ceilalți, pentru colegilor sau pentru fraților mai mici. Pentru că modul în care tratăm copii mai mari din familie, vom vedea că ei dau mai departe pentru frățiorii lor sau în clasă. Modul în care profesorul îi se adresează unui copil, va determina atmosfera din clasă și modul în care ei vor colabora între ei. Totodată, după cum spuneai tu, este foarte importantă echipa profesor-părinte. Cum văd copiii că noi suntem alături de ei, cum le susținem binele, în felul acesta și ei se vor întoarce asupra lor și noi vom fi oglinda magică de care ei au nevoie. Pentru că, până la urmă, eșecul poate fi un punct de pornire, nu neapărat un punct de cotitură. Și cred că ar fi foarte util părinții și profesorii să vorbească despre eșec ca o resetare. Și modul în care noi ne apropiem de eșec cu anumite întrebări determină ca acest eșec să fie copleșitor sau să fie pur și simplu o întoarcere de pagină. Deci întrebările pe care noi le aducem aproape de copil. De ce crezi că ai ajuns în această situație? Dar modul cel mai blând pe care putem să-l acordăm copilului? Sau cum ai vrea să continui din acest punct? Sau la ce vrei să renunți în acest moment? Deci, într-un fel, putem să folosim aceste întrebări pentru a clarifica situația și pentru a-i ajuta pe copii să-și construiască acele trepte de care vorbeam. Dar asta înseamnă că suntem foarte atenți la copil, cum se simt, cât de încordați sunt în acel moment, cât de deschis sunt să vorbească despre experiența lor, să le dăm timp încât ei să spună povestea eșecului cât mai ușor sau să lansăm în clasă anumite discuții despre eșec, astfel încât ei să observe că și alți copii întâmpină acelea situații, astfel încât să nu le mai transforme niște balauri uriași pe care noi nu putem să-i păstrăm cumva alături de noi, până la urmă pot să fie gen niște marionete. Așadar, ar fi important să îmblânzim aceste situații prin discuțiile pe care le avem cu copiii și în anumite situații chiar acționând alături de ei, făcând un plan de acțiune. Pentru copii este foarte important să știe care este pasul următor. Și cred că este magic în discuțiile pe care le avem cu copiii, să spunem, primul pas ar fi și ei să aleagă primul pas care li se pare lor cât mai confortabil. Adică, ok, poate această situație este neplăcută sau te sperie. Ce ai putea să faci prima dată și cum ai putea să continui cu curaj? Și să construim aceste trepte împreună cu copilul, cum îi este lui confortabil, astfel încât să transforme situația în favoarea lui și chiar să discutăm apoi, îți aduce aminte atunci când ai avut această situație și cum ai acționat. Situația aceasta seamănă cu ceea ce ți s-a întâmplat. Cum ai prefera să acționezi acum? Și cred că contează foarte mult fața profesorului și fața părintului în momentul în care îi se povestește o situație în care copilul se simte inconfortabil. Adică să fie o față care exprimă blândețe, care este relaxată, să se vadă că îi acordăm atenție copilului și să-l ajutăm pe copil să-și aleagă acele instrumente prin care poate să acționeze asupra situației. Și vom vedea că mai departe copilul va veni cu alternative atunci când mai trece printr-un eșec și va spune eu m-am gândit la sau eu pot să fac acest lucru. Și vom fi foarte încântați ca profesori și părinți observând că acești copii devin creatori de soluții sau creatori de exituri, dar în același timp pot să stea într-o anumită situație, pentru că și noi, profesorii, cât și părinții, este foarte important să putem să conținem emoția pe care copilul are, să putem să fim martor la emoțiile pe care copilul le atașează eșecului. Și atunci când vorbim despre eșec ca despre o poveste care poate să fie schimbată, copiii vor simți
acest lucru, că poți să fie în poziția de autori ai poveștii, că nu situația îi controlează, ci că ei au puterea de a acționa, puterea de a alege. Iar atunci când vorbim de mindfulness pentru profesori sau mindfulness pentru părinți, este foarte important noi să începem să avem un corp relaxat, să învățăm pe copii cum să se relaxeze, pentru că și relaxarea este o abilitate. Și putem să facem lucrul acesta transformând sălile de clasă sau camera copilului într-un loc în care ei exersează jocurile de relaxare. Și relaxarea să devină un atu pe care ei îl au, la care pot să apeleze în aceste situații, să știe cum să respire într-o situație care este complicată, să știe să-și ia un timp de gândire, să știe să calculeze niște pași de acțiune, să știe că au dreptul să se răzgândească, pentru că de foarte multe ori li se spune, ai luat o decizie, acum trebuie să o duci la capăt, este foarte inteligent să te și răzgândești, să-ți recalculezi traseul pe care vrei să-l parcurgi și sunt o mulțime de metode pe care noi le putem aduce în clasă, astfel încât atâta timp cât ei vor avea o situație de eșec, să știe cum să o întâmpine, dar să știe și cum să întâmpine eșecul celorlalți. Spre exemplu, este o metodă pe care eu am folosit-o de curând, lasă mie ultimul cuvânt, prin care un copil alege dintr-o situație un anumit lucru, iar ceilalți spun de ce cred că a ales lucrul respectiv, cumva să se pună în pantofii acelui copil. Iar la final revenim la copilul care a ales o părticică din situația respectivă și el spune de ce a ales. Pentru că este foarte important să nu citim gânduri, să-i ajutăm pe copii să folosească acele întrebări cu cei din jur și să nu încarce, să nu critique, să nu dea sfaturi, ci cumva să afle care este motivul real pentru care cineva a acționat într-un anumit fel. Adică înainte să se simtă respinși sau să se simtă dați la o parte, este foarte important ca ei să aibă niște tehnici prin care să se poziționeze corect față de ceilalți sau față de o anumită situație. Aceste tehnici sunt foarte simple și ele pot să îi ajute pe copii să simtă că sunt cu picioarele pe pământ atunci când apare un o situație care ar putea să clatine puțin ceea ce ei știau deja. Îmi place foarte mult că ai vorbit, și eu cel puțin așa am simțit, ai vorbit de această dată și din perspectiva psihologului, nu doar din perspectiva cadrului didactic. Dragii noștri, a fost alături de noi Andreea Puiu, inițiatoarea campaniei Cartea de pe Catedră, doctorant Pedagogia Fericirii, profesor ciclul primar la școala Pia Brătianu, viitor psiholog. Îi mulțumim foarte mult Andrei Puiu, am venit și cu recomandarea de carte, așa cum facem întotdeauna, Mindfulness pentru profesori de Patricia Jennings, în colecția Mindfulness a editurii Herald, cum să obții armonie și productivitate în sala de curs. Andreea a mai menționat o carte foarte importantă în cadrul aceleiași colecții, colecția Mindfulness, este vorba despre Mindfulness pentru părinți. Noi vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi și în cadrul acestei campanii, acestei noi campanii online, creștem și învățăm împreună, aș adăuga eu, cu copiii noștri. Deci creștem și învățăm împreună cum să gestionăm teama de eșec, o campanie nouă desfășurată pe site-ul editurii Herald. Urmăriți-ne de asemenea pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald toate materialele, interviurile cu invitații noștri, cadre didactice, profesori, psihologi, psihoterapeuți, de asemenea coach, trainer sau specialiști în parenting. Să aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere! La revedere!